Că am marcat împotriva CFR, eu nu speram să fie un meci așa dificil, ne-am pregătit mult pentru acest meci și sunt foarte fericit că am marcat. De când nu ați mai bătut CFR-ul? Știu că anul trecut a fost egal și în tur a fost egal. Nu știu, nu pot să mă pronunț în această privință, fiindcă nu am fost la Ucluj anul trecut, am fost împrumutat. Acum. Voi, echipa mică, ați învins CFR-ul, o să vă imite și echipa mare? Sperăm din tot sufletul să, și echipa mare să procedeze și să se comporte ca și noi în acest meci și ne bucurăm și pentru ei dacă obțin o victorie. Ai simțit rivalitatea dintre cele două echipe? Foarte mult, foarte mult. Bineînțeles, este o rivalitate cea mai mare, cred că, din România, după Steaua și Dinamo și mă simt foarte onorat că am marcat contra CFR-ului. Sisi, v-a spus ceva înainte de meci? Da, ne încurajează la fiecare antrenament și este alături de noi, este un adevărat capitan. Ți-ai dori același rezultat și la echipa mare? M-am mai întrebat și domnișoara. Îmi doresc foarte mult ca și echipa mare să câștige și să obțină același poate spune orice despre această frângere. Te văd foarte supărat pe el. Anormal că sunt foarte dezamăgit, normal că sunt. Până la urmă, unii suferă și alții nu. Așa că probabil că o să mă detașez și eu, că nu mai are niciun sens, văd că pentru unul. Renunți la proiectul CFR2? Nu e chestie de renunțat la proiectul CFR2, e problema de unii dintre jucătorii de la CFR2, care nu știu ce se întâmplă, situația este destul de nasoală și lucrurile merg foarte, foarte greu. Am crezut că se va schimba ceva în acest retur, dar mulți dintre ei sunt depășiți de păcat că au fost foarte lăudați la nivel de junior, dar se pare că la nivel de divizia ce este foarte greu pentru ei. Te gândești la retrogradare? Ei, nu mă gândesc, nu sunt chiar așa de pesimist, dar cu siguranță avem o situație foarte, foarte dificilă. Există jucători la care veți renunța din vară? Cu siguranță, dacă să vedem ce va mai fi până vară, cu siguranță că vor fi unii care vor pleca. Jucătorii care vin să joace de la prima echipă și aduc aportul așa cum ar trebui? Nu știu, nu vreau să vorbesc despre jucătorii de la prima echipă. Îi vedeți și voi, puteți să trageți și voi concluziile singur, trebuie să vedem de totul. Să înțeleg că Nicoară va care să le dacă nu m-au dezamăgit, dar probabil că și alta ar trebui să fie atât cu vina lor. Dar noi în România vorbim de atât cu vina, nu știu, așa, ciudățenie.